La 32 de ani de la fuga lui Nicolae Ceaușescu, poetul Mircea Dinescu povestește într-o ediție specială Insider Politic detalii neștiute din culisele Revoluției Române din 1989. Dinescu face o incursiune în ungherele memoriei și dă verdictul celor 32 de ani de libertate. Toate acestea în această seară de la ora 23:20, imediat după Starea Nației. Armata în București e cu noi! Dictatorul a fugit! Apelăm, facem un apel către Ministerul Forțelor de Interne să depună armele, să intre în cazarmă. Poporul e cu noi. Am învins sau nu? Verdictul îl dă chiar Mircea Dinescu, care 32 de ani mai târziu e în platoul Insider Politic. Într-o ediție specială a emisiunii realizate de Sebastian Zachman, poetul rememorează clipele în care a scris istoria. Venea Chițac și făcea Chițac. Cine e? Ziceam, cine ești? Sunt generalul Chițac, îmi dădea mie raportul, înțelegi? Zic, fii atent să spui că dictatorul a fugit. Zic, ce facem? Nu știam nimic ca cine e. El veniseră, toți au dat buzna la televiziune în clipa când am apărut. Că acolo se crea centrul de putere și de... Și toți voi au folosit televiziunea, în afară de mine, care am fost sigur, sincer, eu nu m-am prefăcut. Ăia toți s-au prefăcut pentru că devenise televiziunea o spălătorie de imagine pentru ei. Interviul integral îl vedeți în această seară, de la ora 23:20, într-o ediție specială Insider Politic.